Gruparea Interlope Spider, care, potrivit autorităților, nu mai există de aproape 2 ani, pare foarte impresionată de declarațiile polițiștilor și procurorilor. Și, ca să demonstreze că, într-adevăr, îi merge rău de când au trecut polițiștii pe la el, Vali Ali postează periodic imagini cu viața grea pe care o duce. Gruparea Spider, destructurată de poliție, suferă enorm, nu mai are unde să depoziteze banii. Mai mult, pe drumurile publice, liderul grupării abia a putut să meargă cu 315 km pe oră. În timp ce poliția și parchetul se laudă că au rezolvat problema, interlopii își etalează milioanele făcute sub nasul autorităților. Vizibil impresionată de declarațiile polițiștilor care anul trecut se lăudau că i-au destructurat rețeaua și de cele ale magistraților care susțineau că i-au sequestrat averea, Valentin Ali, alias Val Spider, postează pe TikTok drama prin care trece. Nu mai are unde să depoziteze banii. Fiindcă nu mai are loc prin casă, Vali Spider este nevoit, de multe ori, să își murdărească mașina cu bancnotele ponosite câștigate cu sudoarea frunții. Iată ce spunea poliția română în 2020, despre cum a reușit să destructureze rețeaua condusă de familia Ali, frații Cristi și Vali și tatăl lor, Marian. Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Galați și București au efectuat 6 percheziții domiciliare, în Galați, Brăila și București, la locuințele a 6 persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 47 de ani, bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. Astfel, au fost indisponibilizate 2 autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 170.000 de euro, precum și 50.000 de euro. Totodată, au fost aplicat sechestru asigurător pentru 3 imobile din județul Galați. Ca orice interlop care se respectă, Vali Spider este judecat în stare de arest la domiciliu. În timp ce traficanții de minori au dreptul de a fi judecați în luxul de acasă, victimele acestora nu au dreptul la imagine și de a le fi anonimizate numele pe portalul instanțelor de judecată. Dovadă este captura de mai jos, în care victimele proxeneților apar cu nume și prenume, pentru a fi identificate cu ușurință. Tot în stare de libertate ar fi fost judecat și fratele lui Vali, Cristi, dacă nu ar fi încercat să omoare un taximetrist. Cristi Spider a comis tentativa de omor pentru care a primit aproape 7 ani de pușcărie la scurt timp după ce a ajuns vedetă națională, fiindcă a bătut un medic.